Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu e Răzvan, iar pe acest canal puteți să găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii de filme și seriale, știri din entertainment, discuții despre entertainment și podcasturi din entertainment. Astăzi vreau să avem o discuție mai amplă despre jocuri, și anume despre jocurile de tip Battle Royale. De ce sunt ele un trend? În ce constă un joc Battle Royale și cum s-a evoluat el de-a lungul timpului? Încă de când am început să lucrez la materialul ăsta, am încercat să mă duc încă de la rădăcină și atunci am pornit direct cu numele. Battle Royale este numele unei cărți japoneze care a fost la un moment dat transformat într-un film la începutul anilor 2000, în care într-o zonă închisă, într-o arenă, sunt aruncați mai mulți oameni, iar ultimul care rămâne supraviețuitor câștigă. E o mică diferență aici între un last man standing, cam un format destul de clasic și de cunoscut în gaming, și Battle Royale, dar o să trecem în detaliile puțin mai încolo. Deși apărut în 2000, Battle Royale nu a reușit să facă valul ăsta și să transceadă în gaming la momentul ăla, ci popularitatea lui a crescut odată cu apariția serii de filme Hunger Games. Hunger Games a reușit să combine conceptul ăsta de last man standing cu un fight large scale și cu elemente de survival, cu dramă din filme, și să o facă cumva mai pe plac cu audienței tinere. Și odată cu apariția format de film, au început să apară și primele moduri de joc, servere modate de Minecraft, la inițial numindu-se chiar Hunger Games, dar apoi din considerente legale s-au redenumit în Survival Games. Conceptul era foarte similar cu ceea ce se întâmpla în film. În centru hărții, unde era spawnată toată lumea, se găseau mai multe cutii cu loot, toată lumea se bătea pe loot-ul ăla, apoi se răspândeau prin hartă, oamenii erau forțați să se caute și să se bată între ei, ultimul rămas fiind câștigător. Totuși, ținând cont că modul de joc Last Man Standing, formatul ăsta, a existat de atât de mult timp în gaming, de ce nu e Last Man Standing un Battle Royale sau un Battle Royale un Last Man Standing? O să încerc să răspund la întrebarea asta pe parcursul videoului. Dar înainte să fac asta, trebuie întâi să clarificăm ce exact este un Battle Royale. Un Battle Royale este într-adevăr un format în care pe parcursul sesiunii de joc găsești loot sau ai alte modalități prin care devii mai puternic, și un element final care asigură că spre finalul sesiunii zona de luptă se strânge și oamenii sunt forțați să se bată. Pornind de la definiția asta, cumva am ajuns să caut cât mai mult în istoria jocurilor care ar fi fost primul last man standing care ar fi îndeplinit toate condițiile unui Battle Royale. Vă prezint un joc cu care majoritatea sunteți familiari și pun pariu că l-ați întâlnit în copilăria voastră, Bomberman. Bomberman în modul lui PvP are toate elementele astea, și anume, ultimul care rămâne câștigă, pentru loot distrugi pătrățelele și colectezi upgrade-uri pentru abilitățile tale, iar la final, dacă într-un anumit timp nu s-au omorât jucătorii între ei, arena începe să închidă, limitând spațiul de luptă. Pe scurt, Bomberman ar trebui să fie un Battle Royale. Un alt joc care pentru mine a însemnat destul de mult și care la rândul lui a inspirat alte genuri de jocuri după aceea, este un mod de Warcraft 3, Warlock Brawl, în care conceptul era cam la fel, doar că în Warlock Brawl sistemul de luptă era pe runde, asta însemna că odată ce câștiga cineva, toți se respawnau, dar în funcție de poziția pe care a ieșit în prima rundă, a doua rundă, în runda anterioară, primeai un anumit număr de gold, de credite cu care puteai să-ți cumperi diferite upgrade-uri. Iar la final câștiga cel care acumula cele mai multe puncte după un anumit număr de runde. Așa că, ca o definiție finală, a zice așa, un Battle Royale trebuie să fie un last man standing, adică ultimul care rămâne câștigă, ultimul sau ultima echipă. Trebuie să poți să-ți îmbunătățești puterea prin loot sau alte metode de-a lungul timpului. Trebuie să existe o metodă prin care zona de luptă se strânge și forțează combat. Ultima condiție, trebuie să nu ai informație permanentă față de poziția sau starea celorlalți jucători. Acum că am ajuns la o definiție mai precisă, aș vrea să ne întoarcem un pic de unde rămăsesem, și anume ce s-a întâmplat cu Battle Royale-urile după ce au apărut primele servere modate de Minecraft de tipul Survival Games. Acum o să ne mutăm puțin focusul către un developer pe nume Brendan Green. Brendan Green s-a cunoscut mai mult ca și PlayerUnknown, care a pornit scena de modding sub formatul Battle Royale în DayZ, iar odată cu apariția lui Arma 3 s-a mutat către acel joc și a început să dezvolte moduri și pentru Arma care se mulau pe formatul Battle Royale. Odată cu lansarea H1Z1, Brendan Green este contactat de developeri și este angajat ca și consultant / developer pentru a crea un mod oficial de Battle Royale. Asta este prima sămânță de oficializare și de labeluire
a unui mod de tip Battle Royale. Dacă modurile lui Brandon Green în general iterau mai mult pe partea de dinamică a jocului, cum forțeai jucătorii să se lupte și să se întâlnească, sau ce fel de alegeri le dădeai la începutul jocului legate de loadout sau de poziția în care poate să ajungă și cum o pot face, cum pot traversa dintr-un loc în altul. E bine, pe altă parte, alte două studiouri au adoptat formula asta de Battle Royale, dar au iterat mai mult pe partea de survival. Primul din aceste două jocuri este Ark Survival of the Fittest, un mod de la Ark în care tot nivelul de progres era mult mai accelerat, care la final se încheia printr-o luptă epică dată de toți oamenii din arenă împreună cu dinozaurii și armele lor. Dacă nu ați auzit niciodată de Survival of the Fittest, din păcate jocul e cam mort în perioada asta, dar la vremea lui, în 2016 cred, a existat un eveniment foarte mare pe Twitch în care peste 100 de streameri au participat într-un game show de tip Battle Royale în Ark. Tot cei de la Ark au vrut cumva să labeluiască și modul lor de joc, dar altfel, nu i-au spus Battle Royale, i-au spus MOSA, Multiplayer Online Survival Arena. Well, the name didn't catch on, principiul din cauza că jocul nu a rezistat foarte mult pe piață. Tot pe partea de survival au iterat și cei de la The Culling. The Culling, lansat tot în 2016, a avut un succes fenomenal pe Twitch la început și venea cu un spin personal al lui. Trata modul de Battle Royale ca un game show. Aveai un announcer, aveai un comentator, toate personajele aveau funny quirks and puns, dar în același timp venea și cu niște mecanici unice față de cele obișnuite în ziua de astăzi de Battle Royale-uri. Combatul era axat foarte mult și pe partea de melee, foarte puține arme automate sau cu scopuri cum există în modurile de acum. Cumva nu se potrivea pentru direcția artistică și formatul de Kalin ca genul ăsta de arme să fie în abundență. Mai mult, i-au adăugat și un layer de crafting și un fel de a-ți comanda un loadout customizat, într-un stil asemănător cum o face Warzone în ziua de astăzi. Din păcate, nici The Culling nu a rezistat pe piață și comunitatea lui a atins zero în mai puțin de un an. După ce am evidențiat cele două laturi pe care s-a iterat de diverse studiouri în ceea ce privește Battle Royale-urile, vorbim acum despre primul titlu care a avut succes răsunător și care practic a pornit trendul. Trendul în sensul în care, după succesul acestuia, foarte multe alte studiouri au încercat să copieze formula și să o adapteze la jocurile lor. Și dacă nu mă credeți, puteți să căutați genre-ul de Battle Royale pe Steam Charts și să vedeți câte dintre ele au fost lansate și sunt inexistente pe piață ca și comunitate în momentul de față. Locomotiva acestui trend nu a fost altul decât PUBG. Lansat de Brandon Green, despre care v-am povestit mai devreme, împreună cu Bluehole, un engine și o echipă de dezvoltare dedicată viziunii lui. Bine, jocul a avut un real succes, atât de mult succes încât încă și acum mai circulă pe internet gluma că jocul a fost out of stock, deși era un joc care se vindea digital. În ceea ce privește inovație, pare că Brandon Green a păstrat toate elementele bune și toate învățăturile de la acumulat de la jocurile de dinainte și a reușit să le compună într-un produs solid și coerent, care într-adevăr avea toate quirk-urile lui. Toată lumea știe că PUBG la lansare a fost plin de bug-uri, dar toată colecția asta de issue-uri cumva făcea parte din farmecul jocului. Dacă vreți o dovadă a succesului PUBG, până și în momentul de față deține recordul de, cred că, 3 milioane jumătate de jucători concurenți pe Steam Charts. Din păcate, nu putem să vedem la ce numere de jucători concurenți a ajuns jocurile din ziua de astăzi, pentru că majoritatea nu sunt distribuite prin Steam, iar developerii nu oferă statisticile astea. Cât timp PUBG era ocupat să-și creeze o scenă de e-sport, să pompeze mai mult content în joc și cumva să se stabilizeze și să-și asigure un viitor în scena de gaming, e bine, pe piață au intrat băieții mari și aici vorbim în primul rând de Epic și de Activision Blizzard. În momentul în care PUBG se lansează, developerii de la Fortnite lucrau la ceva total diferit față de Fortnite-ul pe care îl cunoaștem în ziua de astăzi. Fortnite trebuia să fie un co-op game survival cu building și shooting. Odată ce au văzut succesul răsunător, au analizat cam care sunt elementele definitorii ale PUBG și ce au crezut ei că îi oferă succesul ăsta răsunător și au început să-l replice în Fortnite. Și cred că durata totală de development pe care au spus-o ei a fost de 2 luni, pornind de la ceea ce aveau deja implementat în modul co-op. Fortnite iese pe piață, nu a avut o lansare atât de răsunătoare ca și PUBG sau alte jocuri care o să vină după, dar a avut de partea lui timpul, faptul că, deși nu a întrecut PUBG la lansare, a fost între primii de pe piață și un plan mult mai bun de post-launch. Cei care au jucat Fortnite sau poate au urmărit Fortnite încă de la lansare pot să-și dea seama că jocul n-a avut un succes răsunător din cauza că a făcut foarte multe lucruri la nivel de gameplay mai bine decât
PUBG, ci prin modelul lui de post-launch. Asta înseamnă că Fortnite, săptămână de săptămână, patch de patch, adaugă skin-uri noi, mecanici noi, arme noi. Practic, jocul ăla, dacă l-ai lăsat și te-ai întors după o săptămână la el, ai ceva nou de găsit întotdeauna. Nu o să intru în detalii legate de cât de mult a crescut Fortnite de-a lungul timpului și cât de mult a avut impact la nivel de pop culture. Cred că toată lumea este deja conștientă de ce înseamnă Fortnite deja pentru generația tânără. Așa că aș vrea să vorbim un pic despre îmbunătățirile și încercările și celorlalte studiouri. Vă spuneam că celălalt mare jucător de pe piață care a venit cu produsul lui a fost Activision Blizzard. Și aici mă refer la Call of Duty Black Ops 4, care venea cu un mod de Battle Royale, dar venea în spatele unui paywall. Un paywall de 60/30 de dolari în funcție dacă vrei să iei pachetul complet sau doar Battle Royale. Pe cealaltă parte, deja oamenii investiseră timp și bani în PUBG, știau jocul și aveau deja skin-uri sau customizabile acolo, iar Fortnite era free, asta cumva punându-i în dezavantaj pe cei de la Activision, deși până în ziua de astăzi cred că harta din Black Ops 4 a fost una dintre cele mai bine gândite și executate hărți de Battle Royale lansate până acum în oricare dintre jocurile astea. Din păcate, durata de viață a lui Black Ops 4 a fost sub un an. Într-adevăr, oamenii încă mai joacă acum, dar cu o comunitate foarte, foarte mică. Din păcate, de la acest punct încolo, nu prea putem să mai vorbim de toate jocurile de genul ăsta care s-au lansat, ci o să ne bazăm mai mult pe cele care au reușit să aibă o lansare răsunătoare sau au reușit să supraviețuiască de-a lungul timpului. O altă dovadă că Battle Royale-ul era de fapt un trend este lansarea Apex. Lansare cum nu mai fusese făcută de un producător AAA până atunci, fără niciun fel de pre-marketing înainte de lansare, pur și simplu un teaser video o oră, iar apoi jocul era lansat și toată lumea putea să pună mâna pe el. Bineînțeles, succesul Apex, care în prima lună au reușit să atingă 25 de milioane de jucători, nu se datorează doar faptului că Battle Royale-urile erau un trend, ci aceștia au venit și cu inovații clare pe partea de signs and feedbacks, au venit cu sistemul upgradat de comunicare din joc, bazat pe ping-uri contextuale, dar și cu o interfață optimizată pentru looting. Apex în ziua de astăzi e un competitor viabil pe piață și generează profit, dar au avut o scădere imediat după lansare în jucători și în engagement, din cauza că nu erau pregătiți la un succes atât de mare și nu aveau un plan bun de post-launch în care să genereze conținut pentru joc. De-a lungul timpului au remediat treaba asta și jocul a început să-și devină și de asemenea a beneficiat și de un boost de popularitate atunci când a fost lansat și pe Steam. În ultimul rând vreau să vorbim de Warzone. Warzone fiind jocul care a beneficiat de Perfect Storm. A avut în spate învățămintele pe care Activision le-au tras de pe urma Black Ops și data asta modul de Battle Royale a fost free. Aveau tech-ul pentru networking, dar și gameplay foarte bine polișat din jocul de bază Modern Warfare și s-au lansat într-o perioadă critică pentru societate la o lună după pornirea carantinelor de COVID. Imaginați-vă că toată lumea și bunicile lor au încercat Warzone. A început o tranziție care deocamdată a mers destul de smooth între vechiul joc Modern Warfare și cel nou Cold War. Au integrat elemente din cel nou, dar au reușit să le păstreze și pe cele vechi. Au generat niște conținut de-a lungul perioadei, dar după părerea mea nu se află la același nivel cu competitorilor, Fortnite fiind pe departe cel mai bun, iar Apex după perioada de început având un content flow destul de solid. În încheierea acestui clip vreau să vă dau și eu două recomandări de Battle Royale-uri. Puțin aparte, bineînțeles, comunitatea din ele este mult mai mică față de cele de la The Big Five, Big Six despre care am vorbit mai devreme, dar care au un feature care cumva poate să le revitalizeze sau poate să le facă jucabile și acum. Unul dintre ele este Darwin Project, care este o combinație între Arena și Battle Royale. Se joacă în 10 jucători și are un spin, poate să existe un al 11 jucător care este comentatorul și care poate să influențeze arena de joc. E bine, jocul ăsta este perfect să fie jucat împreună cu streamerul vostru preferat. Celălalt joc pe care l-aș recomanda este Battle Riot Royale. E bine, Battle Riot Royale nu este un shooter, este un combat izometric arena style. Există și un joc de bază care este focusat doar pe arene, dar și acesta are beneficiul că se pot crea lobby-uri de până la 32 de oameni împreună cu 5 observeri și este din nou foarte bun de jucat în interiorul unei comunități. Dacă v-a plăcut clipul sau dacă nu sunteți de acord cu mine sau dacă știți un joc dinaintea lui Bomberman care s-ar putea clasifica ca Battle Royale sau altul care ar îndeplini toate condițiile astea mai bine, vă aștept în comentarii. Eu am fost Răzvan, până data viitoare, numai de bine, baftă!